Azi viața ne desparte și ne aruncă în lume. Cum credem că ne întoarcem noi repede înapoi? Dar tu, măicuță dragă, simți anii cum ne fură și tot aștept să vină copiii înapoi. Chiar dacă anii, mamă, nu ți-au schimbat privirea, în ochii tăi cu lacrimi durerea ta o văd. Îmi pare rău, măicuță, că n-am fost lângă tine și ce n-aș da eu. Ziua! O stimată doamnă Zinaida, da? Da. Bine v-am găsit! Noi suntem de la compania Surprize Flori și am venit să vă bucurăm această zi minunată, căci cineva drag sufletului a vrut să vă fac o surpriză, un prezent. Dar știți cu ce ocazie? Cum credeți? Sau de la cine vine această surpriză? Am două fete la Italia, eu știu. Să știți că așa este din partea copiilor care sunt departe și duc dorul de casa părintească, de mama însuși. Și am vrut să vă facă ziua mai frumoasă și în primul rând vreau să vă mân acest buchet de flori. Mulțumesc, să vă bucure sufletul. Desigur, o șampane ca să serviți împreună cu familia, cu prietenii, cu cei dragi. Aici aveți o tortă, este din, o tortă din partea companiei și o tortă din partea fiicilor dumneavoastră, da? Ca să vă îndulcească sufletele dumneavoastră și a cei care să vă înconjoare în această zi. Așa. Și vreau să vă citesc și câteva cuvinte care mă rog să le recit pentru dumneavoastră. Ce bine e când ai o mamă și te așteaptă undeva în zori de zi, în prag de toamnă, în orice zi a te vedea. În ochii ei vezi fericire și simți că tu o mai iubești. Această gingă și suflare ce pentru tine s-a trudit, mai vrea și ea o alinare cât soarele n-ans a sfințit. Veniți la mamă în ospeție, o vorbă caldă să-i șoptiți, și anii de copilărie doar lângă mama-i găsiți. Cu dragoste din partea fiicelor Ina, Elena, Nadia, te iubim și te îmbrățișăm, scumpa noastră mamă. Mulțumesc frumos! Dacă aveți și dumneavoastră, pare bine să știți că asta este o surpriză pe neașteptate, da, pur și da. Simplu, fiindcă este dor de mamă și de casă părintească. Dați că aveți dumneavoastră posibilitatea să-i transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire. Îi mulțumesc din suflet pentru surpriza care nici nu n-am visat-o. Pentru că ziua de naștere iarna, în februarie, zic cu și ocazii. Mulțumesc frumos la toate fiicele mele și în special Elena, că am înțeles că e, adică o hotărât. Și le aștept și eu să vii acasă, că viața e una și toate suntem în depărtare, una se duce, alta vine și nu mai putem ca să fim toate împreună. Mulțumesc frumos și mulțumesc dumneavoastră. Lacrimile tale, rugăciunea mea, iartă-mă, mamă, sărut mâna ta. Nu plânge, măicuță, sunt copilul tău. Nu plânge, măicuță, mamă, sunt și eu. Nu plânge, măicuță, mamă, sunt și eu.